cantitate cât mai micuță, ca să nu vă ai. Am pus destul de mult, dar nicio problemă că nu trebuie să îl să punem cantitatea atâta aici. Și acum îl punem aici așa un picuț. Hai, ziua bună, oameni buni, ce mai faceți voi? Cum sunteți? Care e viața voastră? Pe unde ați umblat până acum? Eu nu v-am văzut pe canalul meu. E unde? Aveți COVID? Aveți virus? No, bine atunci. Data trecută am făcut din vin roșu un test de COVID, să vedem dacă vinul roșu are test. A ieșit negativ, deci se poate bea vin roșu de toate categoriile și se poate bea în liniște, în pace și așa mai departe. Azi am decis să fac la fel un fel de test, pentru că multe persoane, doamne și domnișoare, care nu beau vin roșu și beau vin alb, atunci am zis hai să facem și un test pentru vin alb, pentru ca și aceste doamne și domnișoare să aibă posibilitatea să bea un vinișor. Și după cum voi puteți observa aici, nu este nicio linie, este un test nou de COVID, așa, și azi voi încerca să fac exact ce am făcut cu acel. Aici, să vedeți, ăsta este, mi-am luat și mănuși pentru a nu lăsa amprente, adică să nu ziceți că l-am contaminat. Aici avem un vinișor alb foarte bun, e așa de bună calitate, îl desfac, după cum voi puteți să observați, îl desfac așa fain frumos, în fața voastră. Uitați, așa aici îl desfac. Ați auzit? Deci vinișorul alb și să punem în găurica asta. Dacă o punem invers așa. Dar am luat și o lingură ca să pot pune în așa o cantitate cât mai micuță ca să nu vă ai. Am pus destul de mult, dar nicio problemă că nu trebuie să îl să punem cantitatea atâta aici. Și acum îl punem aici așa un picuț să se umple găurica asta. Da? Se vede? Da, să umplu găurica și lăsăm să curgă. Să vedem dacă va ieși sau nu va ieși. Deja începe să meargă. După cum voi vedeți, a? Hai să vedem mai așa mai aproape. Vedeți? Că merge încet. Nu mai trebuie să stea drept ăsta. Trebuie să-l las înapoi pe masă. Și vom vedea rezultatul imediat, nu plecați de aici, rămâneți cu noi, pentru că o să fie foarte bine, o să fie un test de calitate pentru cele persoane care vor să bea vinișor alb. Așa, o să vedeți imediat testul. Dacă nu te-ai abonat până acum, abonați-te, dacă nu te-ai abonat și nu vrei să te abonezi, nicio problemă, dacă te-ai abonat, la fel, ne bucurăm tare mult, dă mai departe, distribuie, bagă un link acolo. Ca să creștem la număr, oameni buni, să creștem și să facem treabă bună, să facem, să ieșim. Și așa, nu vă place demo, că nu știu că nu vă place, unii mi-au scris unii lucruri, trebuie să mai fac unele lucruri, sunt multe, multe, multe de făcut. Nu uitați că avem la canal, dacă vrei să fii șeful sau șefa noastră, acolo te poți alătura și poți să dai click doar pentru acele persoane care vor să fie șefii și șefele noastre. Așa că așteptăm să facem lucruri ce tu ne comanzi, ce tu ne spui. În care, după cum voi puteți observa, aici am aflat rezultatul că este negativ. Deci se poate bea vinul ăsta, oameni buni, cu toată puterea, cu toată dragostea, cu când vreți voi, doamne și domnișoare, pentru voi este vinul alb, pentru bărbați este roșu, așa e pentru bărbați, dar pentru dumneavoastră, domnișoare și domne, să știți că este vinul alb, cel mai bun. Dacă vă place vinul, dacă nu vă place vinul. Și apropo, spuneți-mi din ce băuturi alcoolice să mai fac teste, să vedem dacă iese negativ sau pozitiv. Am făcut din băutură coritoare și a ieșit negativ, am făcut din vin și a ieșit negativ, vin roșu, și acum am făcut din vin alb, ca să iasă tot negativ, adică și a ieșit, nu că se iasă, ca să vedem dacă putem să bem. Că a venit căldura și căldura face mare ravagii. Așa că, vedeți, a ieșit negativ. Așa că, foarte bine, așa că, atunci putem să bem vinișorul Battle Vina, vinișorul alb, să-l bem, nu? Putem să-l bem. Hai să bem vinișor, așa fain frumos, să vedem cum o ieșit ăsta COVID-ul. Așa că până data viitoare, haideți cu toții să bem și să ne distrăm, să ne simțim bine.
Și pentru doamne și domnișoare, am făcut acest test. Puteți acum să beți liniștite până ce vine valul 4. Vine valul 4 și după ce vine valul 4, să știți că toate sunt foarte faine și frumoase, chiar ne bagă în carantină. Oameni buni, pe data viitoare, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit.